Plinerea asta vom vorbi despre filozofie. Așa ca între profesori. Educația filozofică, modul de a trăi valorile și ideile, ține de o formă de muncă. Adică ține de o formă de efort, de investiție energetică, de răbdare, de algoritm și de speranță în succesul a ceea ce urmează să achiziționezi, disciplina. De aia se numește disciplină, pentru că disciplina înseamnă formă de achiziție prin învățare. Care este scopul și rolul educației filozofice? Tentativa fiecăruia de a se opri. De a se opri din ceva care este foarte specific lumii noastre, dar din ceva pe care noi îl cunoaștem din antichitate, și anume de a ne opri din cursa dorințelor. Valoarea educației filozofice ține de puterea de a conjuga cunoașterea cu modul în care o asumi ca ființă umană. Obiectele proprii filozofiei sunt obiectele cu caracter infinit, în sensul în care numesc obiect infinit cel care include și persoana care întreabă. Care sunt sensurile sintagmei a face filozofie pe care le-am pierdut de-a lungul timpului? Mă întreb, care ar fi fost evoluția filozofiei analitice dacă limba latină ar fi rămas o limbă receptă în universități? Am impresia că dezvoltarea ei ar fi fost una mai fastuoasă, mai credibilă, mai simpatică și ar fi avut mai puțin de lucru, pentru că limbile asupra cărora trebuia să reflecteze erau mai puține și mai clare. Vă așteptăm vineri seară la ora 20 la Cafeneaua Filozofică Online, pe Zoom și în direct pe canalul nostru de YouTube.